Ia să vedem, ne auzim? Da, ne auzim. Bună dimineața și bine ați venit la Centrul Iazul Morilor, unde ne-am dat întâlnire într-o zi de sâmbătă să deschidem Buzăul, să deschidem Buzăul către starea de bine. Și acum, cu permisiunea voastră, o să vă rog să-mi acordați un rând de aplauze. Mulțumesc! O să încep prin a spune că sunt Carmen Neagu, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt profesor și psiholog în comunitatea buzoiană. Sunt adoptată de această comunitate. Și sunt unul din fondatorii proiectului Buzău, Oraș Deschis, Stării de Bine. Și să vă spun în câteva cuvinte ce reprezintă acest proiect și să știți la ce să vă mai așteptați de la el. L-am numit Buzău, Oraș Deschis, Stării de Bine, pentru că obiectivul acestui proiect, știți, obiectivul formal, formulat, este normalizarea educației psihologice și emoționale în comunitatea buzoiană. Mai pe înțelesul nostru, imaginați-vă că ceea ce începem astăzi aici, la un moment dat, nu știm dacă noi vom fi martorii acestor lucruri, dar eu cred cu tărie că în viitor vom asista la educarea emoțiilor noastre, îmbunătățirea relațiilor pe care le avem, relația a noastră cu noi înșine, relațiile de familie, de cuplu, relațiile din comunitate, creșterea încrederii în rândul membrilor comunității, poate lucruri simple la prima auzire, dar cu care, de care ne ocupăm, cred că de când există poporul român. Că dacă citiți Psihologia poporului român a lui Daniel David, aflați că lipsa încrederii este parte din ADN-ul nostru. Un alt obiectiv secundar ar fi, în afara creării ABC-ului emoțional, pe care la un moment dat avem nevoie cu toți ca adulți să-l stăpânim, mă preocupă și reducerea stigmatizării afecțiunilor psihologice, adică să discutăm deschis și să acceptăm, pentru că la un moment dat probabil le vom și înțelege, aspecte care țin de sănătatea noastră mentală. Și un obiectiv foarte, foarte îndepărtat al acestui proiect este acela de a susține munca profesorilor și a medicilor pentru a îmbunătăți calitatea actului educațional și a celui medical. Atâta timp cât eu cu mine sunt ok, atunci pot să dau mai departe și ca profesor și ca medic în relațiile mele și la rândul meu să creez așa un efect de undă care să se răsfrângă în comunitate. Sper că nu v-am plictisit cu prezentarea proiectului. O să fac acum o pauză pentru că am nevoie să-mi adun resursele pentru a face un exercițiu. Este un exercițiu de recunoștință. Simt recunoștință, sunt recunoscătoare faptului că noi în această comunitate avem factori decidenți cărora le pasă de noi. Când spun că le pasă de noi, mă refer la faptul că le pasă de trăirile noastre, le pasă de ceea ce simțim și am în minte acum o persoană care nu numai că a venit cu ideea de a ne aduna așa, ci a și făcut o realitate, ca dovadă că astăzi ne uităm unii în ochii altora. Mulțumesc, Oana Matache! Recunoștința mea se îndreaptă și către
administratorul logistic a tot ceea ce vedeți aici, gazda care ne-a primit în acest spațiu și pe pagina căreia, că vorbim de gazdă, suntem live în acest moment în social media. Mulțumesc Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Și ca să nu rămânem cu ideea că mulțumim unei instituții, o să menționez și numele celor care sunt sufletul acestui centru. Mulțumesc Mircea Angel, mulțumesc Dragoș, care ești acolo în spate, mulțumesc George. Și exact când cred că exercițiul acesta s-a încheiat, parcă mai lipsește ceva, mai lipsește un mulțumesc. O să mulțumesc și mie, pentru că m-am aventurat într-un asemenea proiect. Pentru că am fost inspirată să invit echipa Polivagal România, să-l contactez pe Viorel Pașca, pe care l-am prins într-un moment poate în care avea mai multă nevoie să fie acasă decât la Buzău, și căruia îi mulțumesc în mod special pentru că a ales ca astăzi casa lui să fie Buzău. Am numit acest prim eveniment, care este primul dintr-o serie de evenimente la care o să asistați lunar până în iunie anul acesta, l-am numit Conectarea umană, starea de bine și sentimentul de siguranță. Aplicații ale teoriei polivagale pentru sănătatea mentală și psihoemoțională a individului și a comunității. Recunosc că titlul nu mi-aparține, este tot al lui Viorel. Ce ne leagă pe noi toți cei de aici, noi patru, este că toți avem ca bază o formare în psihoterapie integrativă. Ce ne deosebește este, ce ne diferențiază este spațiul. Noi suntem aici la Buzău, dar Viorel Pașca vine tocmai de la Baia Mare, a zburat tocmai de la Baia Mare. Alina Angel a zburat și ea de la Timișoara. Și Lavinia Șerban mai de aproape, de la Brașov. Bine ați venit! O să-l rog pe Viorel să deschidă această întâlnire cu noi, cu ce consideră el că este potrivit pentru un binevenit. Aș vrea să începem printr-un scurt exercițiu. Sunt invitativ, vă cer acordul să facem un scurt exercițiu de stabilizare, de echilibrare, ca să pregătim interacțiunea și conectarea noastră. Și așadar o să vă rog să vă așezați confortabil în scaunele dumneavoastră. Să lăsați corpurile să se așeze cât mai comod în scaunele dumneavoastră. Dacă vă este potrivit, păstrați ambele picioare cu tălpile pe pardoseală. Spatele să fie lipit de spătarul scaunului. Și încet, încet, observați senzațiile care apar la nivelul tălpilor. Pământul. Cum se simte pământul? Pământul care ne susține pe toți. Observați ce senzații apar la nivelul spatelui sau la nivelul șezutului. Acolo unde corpul nostru este susținut cu fermitate.
Și apoi, încet, încet, priviți înspre interior. Observați ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră. Ce vă șoptește corpul acum? Apoi conectați-vă cu respirația. Simțiți-vă respirația. Felul natural în care corpul vostru știe să respire. Doar observați, fără să schimbați ceva, doar observați. Și orice simți, oricum simți, dacă simți sau dacă nu simți, e ok, e în regulă. E normal, e potrivit, e doar o stare a momentului prezent. Apoi, încet, încet, puteți deschide ochii, dacă i-ați păstrat închiși, și explorați cu privirea locul în care suntem. Prin mișcări ușoare ale capului, observați indici din spațiul ambiental și încercați să identificați ceva ce vă place. Poate un obiect, poate o culoare, poate o față cunoscută. Și observați ce se întâmplă în corpul vostru atunci când vă conectați cu un stimul plăcut. Sau dacă n-ați găsit nimic, căutați o parte a corpului care se simte mai bine, un loc din corpul dumneavoastră care se simte mai confortabil. Și conectați-vă cu acea parte. Lăsați-vă pătrunși de starea sau de senzația asta de bine. Apoi reveniți cu privirea spre interior. Căutați-vă respirația și când sunteți conectați cu respirația voastră, sunteți conectați cu corpurile voastre, sunteți conectați cu inimile voastre și ne aducem aminte că inima este locul în care putem conține tot ceea ce mintea nu poate accepta, tot ceea ce mintea nu poate înțelege. Inima este locul în care putem simți sentimentul de bunătate iubitoare, de compasiune, de iubire. Și imaginați-vă că inimile noastre sunt conectate cu fețele noastre, cu privirile noastre. Și că ele pot transmite înspre exterior energia pozitivă, sentimentul de bunătate iubitoare. Conectați-vă cu fața dumneavoastră zâmbitoare. Și în contact cu
cu energia pozitivă a inimii, transmiteți starea asta prin fereastra ochilor înspre celălalt, înspre vecinul din apropierea dumneavoastră. Conectați-vă din priviri și lăsați zâmbetul să apară pe chipurile voastre și observați ce se întâmplă în corpurile noastre atunci când zâmbetul apare pe fața noastră. Da, suntem aici cu aceeași intenție de a cunoaște și de a necunoaște și de a explora împreună resorturile interioare ale stării de bine. Și vreau să știți că starea de bine nu putem găsi decât în conexiune cu celălalt. Și încet, încet revenim. Și suntem prezenți aici acum. Observați dacă s-a schimbat ceva în interiorul nostru, dacă s-a schimbat un pic starea noastră. Mulțumesc, Viorel. Mi-ai luat o povară de pe umeri prin acest exercițiu. Acum că ne-am conectat, am făcut un exercițiu de conectare cu noi înșine și cu oamenii aceștia pe care i-am întâlnit astăzi, pe unii îi știm, pe alții nu îi știm și totuși parcă acest exercițiu a făcut ca și cum îi știm pe toți, o să începem să explorăm mai mult ce face echipa Polivagal România. Și o să mă întorc așa mai mult spre voi. O să vedeți că eu astăzi o să joc un dublu rol, adică o să adresez întrebări purtând două pălării. Pălăria specialistului, a psihologului care vrea să structureze o informație, să o facă cât mai accesibilă nouă, și cealaltă pălărie va fi a omului pe care eu l-am întâlnit, fie în cabinet, fie în afara cabinetului, care se lovește de niște ziduri, are niște poticniri, niște blocaje și vrea să vadă prin zidurile acestea. O să-l recunoașteți ușor în întrebările mele. Carmen, aș vrea să te rog să-mi dai voie să continui și eu șirul de mulțumiri și recunoștință. Îți mulțumesc ție pentru invitație și vreau și eu să mulțumesc în mod special doamnei Ioana Matache, care a făcut posibilă întâlnirea noastră. Și mă gândeam așa înainte de a începe că autoritățile, în general, sunt preocupate de confortul material, de bunăstarea noastră materială și, în același timp, nu este singura condiție confortul material pentru starea de bine subiectiv sau pentru fericire, cum o definim noi într-un limbaj mai simplu. Da? Studiile și cercetările nu arată corelații semnificative între cele două variabile, ca să spun așa. Civilizația asta modernă, în care trăim, ne-a împins pe culmi nebănuite ale confortului material. Avem tehnologii, avem device-uri, avem foarte multă aparatură electrocasnică, dar care ne ajută să economisim timp și în același timp să ne simțim mai confortabil, dar n-aș putea să spun că în ultimii 50 de ani a crescut semnificativ cantitatea de fericire de pe pământ. Am ajuns să ne frustrăm pentru cele 10 secunde pe care le stăm la semafor. Și cu atât mai lăudabilă este, ca să revin, cu atât mai lăudabilă este inițiativa organizatorilor de a construi un șir de evenimente care să exploreze substraturile, resorturile interne ale stării de bine. Pentru că starea de bine depinde și de circumstanțe, dar depinde mult mai mult de resorturile noastre interioare.
Mulțumesc, Viorel, că ai făcut această precizare. Într-adevăr, am întâmpinat niște provocări înainte de a începe acest proiect și această mențiune a ta vine foarte bine să clarifice această provocare pe care am întâmpinat-o și despre care nu vreau să ocup acum timpul. Știi, uitându-mă la acest titlu, la titlul evenimentului, mi-am dat seama că știu toate cuvintele de acolo. Conectare, stare de bine, siguranță, dar polivagală? Ăsta e cuvânt românesc? Da, sună într-un fel ciudat. Și înainte să dau explicațiile, o să cer permisiunea colegilor mele să dea voie să continui introducerea. Și apoi o să le rog să facă completările necesare. Aș vrea să vă spun ceva despre noi și despre echipa noastră. Suntem aici în calitate de reprezentanți ai proiectului Polivagal România. Este un proiect pe care l-am construit în parteneriat Institutul Român de Psihoterapie Integrativă, a cărui membrii suntem, și Polivagal Institute din America. Este o instituție prestigioasă care reunește o comunitate de cercetători și de practicieni din zona psihologiei, neuroștiințelor, din zona științelor sociale. Proiectul nostru își propune să promoveze în România teoria polivagală. Da, teoria polivagală a fost elaborată de Stephen Porges în Statele Unite în anii 94 și este prima teorie, sau este pentru prima dată când o teorie face legătura dintre stările fiziologice, stările sistemului nervos autonom și comportamentele sociale și sentimentul de siguranță. Da? Deci cuvintele cheie ale teoriei sunt conectare și siguranță. Da? Teoria se bazează pe cercetări din zona neuroștiințelor, își propune să abordeze complex relațiile dintre minte și corp, să exploreze fundamentele biologice ale stării de bine, ale sănătății noastre psihoemoționale și noi credem că va avea sau are deja un impact major asupra felului în care noi înțelegem funcționarea umană, asupra dezvoltării unor tehnici de reglare emoțională, asupra creșterii bunăstării noastre personale, a stării noastre de bine, asupra dezvoltării unor relații sociale hrănitoare, armonioase, bazate pe sentimentul de siguranță. Și vreau să vă reamintesc că sănătatea relațională este cel mai bun predictor pentru sănătatea fizică, psihică și pentru speranța de viață. Așa spune un studiu longitudinal derulat pe perioada a 80 de ani în Statele Unite. Calitatea relațiilor de cuplu, calitatea relațiilor personale ne asigură de un confort subiectiv și de viață lungă, dacă vreți. Mulțumesc. Deci, eu înțeleg că această teorie pornește de undeva din America, că cele două cuvinte cheie ale teoriei sunt conectarea și siguranța. Dar cuvântul acesta polivagal este un cuvânt care aparține culturii americane? Putem să-l folosim și noi în România? Vreau să monopolizez, dar îmi dau seama că n-am răspuns complet la întrebare, dar sună pompos polivagal. De unde vine termenul polivagal? Vine de la nervul vag, da? Care este componenta principală a sistemului nervos parasimpatic, cel care ne ajută să ne calmăm, să ne liniștim, care este responsabil cu echilibru fiziologic, cu homeostazia organismului. Nervul vag, a 10-a pereche de nervi cranieni, dar este cel mai lung nerv din organism, da? Și studiile și cercetările pe care le-a făcut Stephen Porges arată faptul că el are o structură complexă, că de fapt nu avem un simplu nerv vag, că avem nervul vag are două componente și o să o rog pe Alina să explice cele două componente ca să nu monopolizez foarte mult discuția.
Acum. Da. Înainte să vă spun care sunt componentele nervului vag, aș vrea și eu să mulțumesc și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit aici. Cumva în continuarea sentimentului de conectare și de siguranță, contextul ăsta așa în care eu sau noi suntem aici, dumneavoastră sunteți acolo, nu facilitează cu adevărat, așa simt eu, însă cred mult în ceea ce transmite chipul și vocea noastră. Cum a zis Viorel mai devreme, o componentă sau unul din termenii principali ai teoriei polivagale este acest nerv vag, care are două componente. O componentă de conectare și de siguranță, pe care noi o numim așa tehnic ventral-vagală. Aș ruga să nu vă speriați dacă veți auzi termenii ăștia foarte tehnici. Este partea care ne ajută să ne angajăm în relații, să ne simțim în siguranță, să ne jucăm, să învățăm, să evoluăm. Și o parte ancestrală, veche, pe care noi o numim tehnic partea dorsal-vagală, este o parte de îngheț, de supraviețuire, atunci când pericolul sau contextul este atât de traumatic pentru sistemul nervos, astfel încât corpul, cu tot ceea ce semnifică el, intră într-o stare de supraviețuire și toate resursele sunt utilizate la minim, doar pentru supraviețuire. Sunt cele două părți ale nervului vag și există, sigur, și partea simpatică de mobilizare care ne dă energie și cele necesare să facem față pericolelor și lumii. Suntem într-o permanentă oscilație între cele trei stări și credem că atât în lucru individual cu oamenii, cât și în cadrul comunităților, cât și în cadrul educațional sau chiar în rândul spitalelor, toți putem beneficia de împrietenirea asta cu sistemul nervos pe care îl avem cu toții și în a cărui sistemul nervos autonom și în a cărui stare ne putem afla în funcție de context, care poate fi un context ce ține mai mult de interior sau de exterior, de mediu fizic sau de relații. Așadar, iartă, de aici provine conceptul acesta de, sau teoria polivagală din aceste două ramuri ale nervului vag. Mulțumesc, Alina. Deci, eu acum înțeleg polivagal, adică ceva cu două părți ale nervului vag, ventral vagal și dorsal vagal. Și că unul e ok și unul nu e ok. Toate sunt ok. Toate sunt ok. Dar am înțeles că unul parcă face rău. Acum, pot să... Deci, structura nervului vagal este mai complexă. Există cele două componente. Ambele componente au un rol adaptativ, dar au fost mai puțin explorate în teoriile de până acum. Da, Stephen Porges, da, reiterează importanța componentei ventrale, partea superioară a nervului vag, cea care enervează inima și plămânii, cea care răspunde de relaxarea noastră, da, de aducerea sistemului în echilibru și în același timp, da, aduce în discuție o nouă componentă mai primitivă, care a apărut prima în ordine filogenetică la niște pești necartilaginoși, în urmă cu 500 de milioane de ani. Este componenta dorsală, cea care
în repaus inervează sistemul digestiv și răspunde de buna noastră digestie, dar atunci când se activează, și ea se activează când sistemul nervos simpatic nu mai poate face față amenințărilor, generează niște reacții intense, paradoxale uneori, care ne duc înspre stare de disociere, de blocare, de îngheț, de shutdown, dacă vreți, de colaps. Aceste stări sunt potențial periculoase pentru că pot suprima ritmul cardiorespirator, dar în același timp sunt reacții adaptative. Da? Atunci când organismul nu mai face față, cumva își ia măsurile de protecție pentru a limita prejudiciile. Da? Și ambele componente sunt adaptative și fiecare componentă generează o anume stare în viața noastră. De fapt, teoria polivagală, asta ne spune că starea noastră de bine, dacă vreți, are niște fundamente biologice. Da? Avem o anume ecuație fiziologică, biologică, pe care se construiește starea noastră de bine și celelalte stări pe care le trăim în viața de zi cu zi. Nu toate lucrurile ne vin din minte. Trebuie să înțelegem și funcționarea biologică a corpurilor noastre, care este predeterminată de evoluția asta filogenetică. Și înainte să fim ființe raționale, logice, da, suntem ființe inteligente, sfioase, aș spune eu, și curioase, dar suntem ființe biologice, da, care încorporăm mai multe prerechizite ale evoluției noastre ca specie. Și e nevoie să înțelegem asta pentru a putea să gestionăm și să conținem ceea ce trăim. Deci, cu alte cuvinte, eu am în interiorul meu niște structuri care m-au ajutat să evoluez până aici, să ajung până aici, să supraviețuiesc, și aceste structuri se pot activa, ele pot fi activate de ceea ce văd, de ceea ce trăiesc, de ceea ce simt și sunt situații în care se activează fără ca ceva să-mi facă rău sau ceva să mă amenințe. Pur și simplu să simt că nu sunt ok. Am înțeles bine? Vrei să răspund tot eu? Poate vrea să răspundă și... Ok, pot să răspund. Uite, o să încerc să răspund și o să spun așa, da. Dacă sunteți adepții creaționismului, o să spun divinitatea. Dacă sunteți adepții evoluției, o să spun natura. Și mai corect ar fi să spun așa, natura și divinitatea ne-au făcut cu un scop. Și scopul acela este de a supraviețui, de a conserva viața. Dacă mă întrebați pe mine, scopul vieții este viața însăși. Și atunci, toate structurile neurofiziologice, toate echipamentele psihologice sunt subordonate acestui scop. Da? Ce trebuie să facem noi ca să putem supraviețui? Trebuie să detectăm cu prioritate, cu promptitudine, pericolele din mediu, pentru că de acolo ne vin amenințările. Altfel spus, sistemul psihic este foarte orientat pe detectarea stimulilor critici, a situațiilor negative, da? Pentru că ele sunt potențial amenințătoare și, altfel spus, suntem mai sensibili la partea asta de rău din viața noastră, dar rău ne impactează mai mult decât binele. Da? Gândiți-vă, nu știu, un vis versus un coșmar, o laudă versus o critică. Care ne impactează mai mult? Da? Și atunci trebuie să știm că, într-un fel, metaforic vorbind, suntem făcuți să suferim. Suntem predestinați suferinței. Mă așteptam să spui că suntem făcuți să supraviețuim. Dar suferința, în sensul, da, e o metaforă, asta nu înseamnă că nu putem să fim fericiți, să ne înțelegem, da? Dar pentru a putea supraviețui, pentru că ăsta este scopul suprem, nu acela de a fi fericiți. Scopul suprem este să supraviețuim, să ducem fătia vieții pe mai departe. Și există un tribut, există un cost pe care îl plătim pentru asta. Disconfortul pe care îl simțim în viața de zi cu zi.
anxietatea, durerea, suferința psihologică. Nu este o intenție răutăcioasă a naturii sau a divinității. Este prețul pe care noi îl plătim ca să putem merge mai departe. Da? Și atunci putem înțelege așa că sistemul nostru intern este construit ca să funcționeze adaptativ și să facă față cu predilecție la riscuri și pericole. Și aici trebuie să mai reținem ceva. Mintea noastră nu face diferența între pericol real și pericol imaginar. Da? Dacă eu îmi spun, și este suficient să-mi spun, o să mor, o să nebunesc, o să pierd controlul, așa cum se întâmplă în stările de panică, organismul răspunde prompt și se activează și sistemul nervos simpatic generează activarea fiziologică, descărcările neurohormonale de adrenalină, cortizol, intensifică metabolismul ca să aducă suportul de energie necesar pentru confruntare și starea se schimbă. Deci nu e nevoie să existe pericole reale și amenințări reale ca să simt sentimentul de teamă, de anxietate sau de nesiguranță. În mod normal, noi avem natural resursele să ne echilibrăm, dar viața care e provocatoare și nu contenește, ne pune în față diferite provocări, știți cum se spune, când găsești răspunsul, viața schimbă întrebarea. Și avem natural resursele astea de a ne reechilibra, dar din pricina unor istorii de viață, a unor evenimente adversive prin care trecem, poveștile noastre sunt încărcate de dificultăți relaționale, dacă vreți, de diferite experiențe dificile. Sistemul se poate desincroniza, se poate deregla, da? Și atunci răspunde într-un fel nepotrivit și necalibrat cu riscul sau amenințarea reală. Pot să adaug ceva? Da, și să lăsăm și pe Livia pentru că vreau să spuneți. Mulțumesc! Bună dimineața! Mă bucur să ne aflăm aici împreună. Ascultând ce spuneai, Viorel, mi-a venit următoarea perspectivă în inimă, nu în minte. Doar conectați-vă la această senzație, la această informație de a înțelege că ceva dinăuntrul nostru în permanență scanează mediul dinăuntru, din afară și dintre noi, interrelațional, căutând indicii ale siguranței, căutând să ne protejeze, să ne mențină în viață. Poate ați trăit vreodată o experiență neașteptată, pe care n-ați fi anticipat-o niciodată, și căreia, într-un mod misterios, parcă nici nu știm de unde, i-ați găsit ad hoc o soluție inedită. Și cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră ați trăit asta vreodată, că dacă n-ați fi trăit-o, n-am fi fost astăzi aici împreună. Mâna sus, cine n-a trăit niciodată o experiență neașteptată, la care să se fi descurcat grozav. Nu văd nicio mână sus. De ce devine? Da? Cu asta se ocupă sistemul nostru nervos autonom. Să ne țină în siguranță și împreună. Împreună e cuvântul cheie pentru un alt cuvânt pentru teoria polivagală. Pentru că suntem ființe sociale, și conectarea interumană face ca noi să putem exista atât de fragili ca oameni în lumea asta atât de complexă și
da, plină de amenințări, într-adevăr, dar cumva ne descurcăm cu toate dintre ele. Nici nu știm prea bine cum. Ideea e că știm sau că nu știm, continuăm să existăm și o facem foarte bine. Pot să mai dau ceva? Da, Alina, te rog. În completare la ideea de supraviețuire, suntem construiți de natură să supraviețuim, și pe lângă dotarea asta individuală pe care am primit-o fiecare din noi și includem aici experiențele din primii ani de viață, o componentă importantă a supraviețuirii este conectarea umană, întâlnită la mamifere, pentru că fără conectare nu putem supraviețui. Puii de om nu au dotarea necesară să supraviețuiască singuri și doar prin intermediul conectării cu un alt om pot supraviețui. Viorel a zis mai devreme că partea asta de conectare și siguranța nervului vag este cea care se poziționează deasupra diafragmei și are legătură cu ritmul cardiac și respirația, însă are legătură și cu vocea și cu chipul. Astfel încât e important să înțelegem că pe lângă ce se întâmplă în corpul nostru, cred că e util să înțelegem că ne conectăm prin intermediul feței și prin intermediul vocii, care sigur are legătură cu experiențele trecute pe care le-am avut și din care am învățat. Dacă lumea este un loc sigur sau mai puțin sigur, dacă celălalt este sigur sau mai puțin sigur, periculos sau mai puțin periculos. Pentru că, da, cred mult în supraviețuire, dar cred mai mult în conectare. Conectare. Conectarea era elementul cheie, dacă vreți, a întâlnirii noastre. Îmi este clar că supraviețuirea o fac pe pilot automat, adică nu e nevoie să depun eu un efort conștient sau la un moment dat o să-l depun, o să depun și acest efort conștient de a acționa, de a mă apăra, de a găsi o soluție să ies din situația aia dificilă, și mai înțeleg că starea de bine pasă aici. Aici trebuie să depun un efort conștient, adică de fiecare dată când intru în stare de supraviețuire și nu e cazul să activez supraviețuirea, să folosesc niște instrumente prin care să-mi activez starea de siguranță. Am înțeles bine? Deci sunt două elemente aici, conectarea, conexiunea socială și sentimentul de siguranță, și ele împreună pot construi starea de bine. Nu știu cum să încep ca să fiu cât mai convingător. O să încep cu conectarea și o să vă spun așa. Ce ne aduce nouă evoluția, nouă ca specie? Da? Ne aduce socialitatea, adică e caracteristica noastră de a fi sociali, de a fi gregari, de a ne afilia, de a trăi împreună. Și nu putem altfel decât trăind împreună. Și ce legătură are asta cu nervul vag, o să spuneți? Păi până nu demult se credea că socializarea este apanajul exclusiv al proceselor corticale superioare. Și parțial e adevărat. Teoria polivagală vine și ne spune așa. Odată cu saltul evolutiv, cu apariția mamiferelor, nervul vag își modifică un pic structura și componenta asta superioară, vagal-ventrală, face conexiune cu nervii care controlează expresivitatea vocală, cu nervii care controlează expresivitatea feței, cu nervii care controlează auzul, cu nervii care controlează văzul, și în felul acesta se structurează un complex neural care conectează inima cu fața, cu vocea, cu auzul și cu privirea.
Și acest sistem este denumit de Stephen Porges ca sistemul de angajare socială. Este mecanismul biologic care ne permite nouă să ne conectăm unii cu ceilalți și să ne reglăm în același timp. Altfel spus, stările interne, stările sistemului nervos autonom, sunt transmise înspre exterior, prin privire, prin voce, prin expresivitatea mimico-gestuală și în același timp preluăm un set de indici foarte subtil care țin de funcționarea celorlalți, asemenilor noștri. Și în felul ăsta noi ne acordăm, ne reglăm și ne coreglăm reciproc. Și sentimentul de siguranță nu poate apare decât pe un anume fundament fiziologic, atunci când eu nu mă simt amenințat. Și de unde știu eu dacă sunt sau nu sunt amenințat? Da? Procesările acestea se fac în primă instanță la neconștient, sunt implicite. Deci procesările în timpul interacțiunilor noastre sunt pe pilot automat. Stările mele sunt transmise înspre exterior și sunt preluate din exterior și în felul acesta, da, fără să știu, starea mea se schimbă, dar corpul meu știe că pot să mă apropii sau că trebuie să mă distanțez. Și ăsta este primul nivel prin care se construiește siguranța noastră. Siguranța, dacă vreți, este o metaforă care poartă în sine o stare fiziologică. Siguranța depinde în primul rând de funcționarea corporală, de starea fiziologică și abia în al doilea rând este un fapt, un experiment cognitiv, dacă vreți. Da. Și acum, dacă v-am spus lucrurile astea, puteți înțelege expresiile, se vede inima pe fața omului. Ochii sunt oglinda sufletului. Ce importanță are vocea în comunicarea dintre noi? Vocea, prozodia, muzicalitatea, paralimbajul, muzicalitatea vocii sau prozodia. În polivagal noi spunem așa, intonația ne arată intenția. Dacă eu îți spun, te iubesc, nu știu dacă o să mă crezi. Da? Intonația ne arată intenția și spunem noi mai întâi intonația și apoi informația. Da? Deci transmitem stările noastre neconștient, prin privire, prin expresia vocii, da? Prin posturile corporale, transmitem mesajele astea subtile înspre ceilalți, ceilalți le procesează tot așa neconștient și aici, în schimbul ăsta de informații, se întâmplă reglarea și coreglarea noastră. Vă dau un exemplu. Relația mamă-copil, da? Vocea mamei, cântecul de leagăn, da, gânguritul, da, pe care îl face copilul și se acordează la starea mamei, da, copilul nu înțelege mesajul verbal și totuși se echilibrează, se liniștește, se calmează. Cum se face asta? Prin privire, prin zâmbet, prin voce, da, altfel spus, atașamentul nostru are niște fundamente biologice. Da? Și vreau să știți că natura, în inteligența ei, a găsit diferite strategii de supraviețuire. Până la mamifere, funcționa strategia supraviețuirii celui mai puternic. Adică reproducerea prin multiplicare, să zicem, sau supraviețuirea prin multiplicare și apoi rezistă cel mai puternic. Odată cu mamiferele, se schimbă strategia, da, și se trece pe supraviețuirea celui mai îngrijit. Corpurile noastre, organismele noastre sunt complexe, au nevoie de timp pentru a ajunge la maturitate și pentru a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare și în consecință avem nevoie de îngrijire, avem nevoie de relație. Da? Și atunci corpul ne-a pregătit cumva fundamentele, echipamentele, mecanismele care să ne ajute să ne conectăm. Și în polivagal, noi spunem, conexiunea nu este o opțiune, nu este o alegere, este un imperativ biologic. Nu putem trăi unii fără alții. Avem nevoie de adăpostul sigur al celuilalt. Acesta este mesajul pe care îl transmite teoria. Trăim într-o lume a interacțiunilor complexe,
știți cum se spune, o bătaie de fluture în Australia generează un uragan în America. Da, suntem conectați fizic, cum am spus, respirăm același aer, stăm pe aceeași suprafață a Pământului care ne susține pe toți și stările noastre, și sunt corpurile noastre sunt conectate. Stările mele ajung la tine și stările tale mă ating și pe mine. Asta este ideea sau primul nivel al siguranței, așa cum este definită de teoria polivagală. Mai există și planul celălalt în care noi, da, avem o responsabilitate și putem în pasul 2, cu ajutorul minții, să mai reglăm niște procese interne, dar este o intervenție secundară. Câteodată reușim, dar câteodată nu este suficient să spunem nu mai vreau să nu mă simt bine, nu mai vreau să mă simt anxios sau temător, că s-ar putea să nu se întâmple, să nu reușim asta. Vă invit să observați, plecând de la ce foarte fain a spus Viorel, să observați care e starea dumneavoastră acum versus la început. Eu, de exemplu, am putut să-mi observ fiecare acest parcurs al stărilor. Bineînțeles, la început relaxată, foarte o să iasă grozav evenimentul nostru. Apoi, pe măsură ce a început să se umple sala, a crescut anxietatea, întrucât toți eram curioși, dumneavoastră, ce au oamenii ăștia să spună, poate oarecare reticență care se vedea pe chipuri, reticență fără așteptări. Ce o să vină de acolo? Din partea mea cel puțin, dar cred că și colegii îmi împărtășesc starea. Îmi doresc să mă conectez cu oamenii ăștia și ne dorim să dăm tot ce e mai bun. O ușoară nerăbdare și pe măsură ce ne-am cunoscut mai bine și am împărtășit despre stări, despre emoții, despre idei, despre cum funcționăm împreună pe acest pământ care ne susține pe toți, am putut observa în sală cum așa, parcă val după val după val, expresiile dumneavoastră faciale s-au modificat. Zâmbetul a urcat din inimă către chip. Parcă au căzut niște ziduri dintre noi. Putem să observăm cum am reușit să ne conectăm aici. Sunteți de acord? Ok, mulțumesc. Viorel, ai menționat reglare și coreglare emoțională. Ce înseamnă reglarea emoțională? Da, poate că este o întrebare care mă ajută să intru pe teritoriul stării de bine, dar reglarea emoțională ne-ar duce în starea asta de echilibru, de acord, de conectare cu mine și cu ceilalți, dar fundamentul ar fi unul fiziologic. Și ziceam ceva despre starea de bine și n-aș vrea să rămân cumva neînțeles, în sensul în care starea de bine, da, este în responsabilitatea noastră. Eu spuneam puțin mai înainte că suntem făcuți să suferim și asta nu înseamnă că nu putem fi fericiți. Și cred că aici, intrând pe teritoriul emoțiilor, poate că noi, psihologii, ar trebui să fim mai clari și mai expliciți. Mai expliciți atunci când definim starea de bine. Starea de bine subiectiv, bunăstarea noastră personală, fericirea de zi cu zi, altfel. Și starea de bine nu exclude durerea, nu exclude suferința psihologică, nu exclude, dacă vreți, disconfortul, da? Știți pe cineva care poate să evite pierderea, înfrângerea, eșecul, umilința, boala, moartea? Înseamnă că suntem setați în sensul ăsta, înseamnă că asta presupune condiția noastră existențială, da? Să trecem prin disconfort, prin emoțiile negative și să învățăm să le conținem, să învățăm să
le reglăm și să învățăm să le tolerăm. Da. Deci, cumva, starea de bine ar fi în responsabilitatea noastră. Nu este suficient să respirăm ca să ne simțim bine, trebuie să facem ceva pentru asta. Trebuie să facem lucruri cu sens pentru noi, lucruri care să ne aducă starea, sentimentul de bucurie, plăcerea în viețile noastre și este o componentă importantă a stării de bine, dacă vreți, emoționalitatea pozitivă. Este componenta asta hedonică a fericirii, entuziasmul, euforia, dar vreau să știți că este și cea mai fragilă. E ca o poșniță, e ca o glazură de ciocolată. Are gust bun, dar se termină repede. Și sub ea veți găsi alte straturi, mai profunde, poate, ale tristeții, ale dezamăgirii, ale furiei, dacă vreți, și o să trebuiască să facem, să trăim cu asta, să facem față provocărilor. Psihologii care studiază starea de bine și partea de emoționalitate, așa spun că există o componentă mai profundă a stării de bine, este componenta asta eudaimonică, dacă vreți, fericirea ca orientare spre sens, spre valori morale, spre sensuri profunde, sensul sau rostul, cum spunea Noica. Să facem lucruri cu sens pentru noi, atunci când ești implicat, când ești angajat într-o activitate, când timpul se oprește, pare și fuzionezi cu cealaltă persoană sau cu activitatea pe care o faci, atunci trăiești starea de flux, de flow, cum spun psihologii, și atunci atingi niveluri mai profunde ale satisfacției, ale împlinirii. Și e bine că e așa, pentru că vreau să știți că emoționalitatea pozitivă este condiționată și biologic. Nu toți suntem predestinați să trăim în aceeași măsură euforia, entuziasmul, partea asta de bucurie. Extroverții sunt mai avantajați, sunt mai privilegiați. Introverții sunt mai repliați spre sine, mai meditativi și știți cum se spune. Câtă luciditate, atâta suferință. Dar asta nu înseamnă că ei nu pot trăi fericirea. Da? Prin angajament, prin implicare, prin lucruri cu sens, ajungem în locuri mai profunde ale stării de bine. Și mai este ceva ce spun psihologii, a face acte caritabile, a face acțiuni filantropice, a fi cu bunătate iubitoare, a fi cu compasiune, cu suport pentru cei din apropierea ta, pentru semenii tăi, constituie o resursă infinită și foarte puternică, consistentă și persistentă a stării noastre de bine. Relația cu divinitatea, căutarea sensurilor spirituale, la un moment dat vine în viața noastră ca o preocupare legitimă. Și mai vreau să vă spun ceva. Care este diferența dintre compasiune și milă? Papa Francisc a fost întrebat despre asta și a răspuns credincioasei. Zice, când dumneavoastră ieșiți de la biserică, vedeți pe marginea trotuarului oameni sărmani, ce faceți? Și femeia a răspuns, le dau un bănuț. Și ce faceți? Cum le dați bănuțul? Păi zice, îl pun în palmă sau îl pun în pălărie sau în cutie și apoi plec mai departe. Zice, vedeți, asta este mila. Vreodată când i-ați dat bănuțul, i-ați luat mâinile în palmele dumneavoastră și i-ați privit-o în ochi sau l-ați privit în ochi, i-ați zâmbit și ați dăruit un pic din bunătatea dumneavoastră, din blândețea dumneavoastră, din sufletul dumneavoastră, vedeți, asta este compasiunea. Și atunci, emoții pozitive, a face lucruri cu sens și mai presus de orice, a fi cu empatie, cu compasiune, cu suport, unii pentru ceilalți, acestea sunt componentele stării de bine. Iar despre reglarea emoțională o să revin ca să nu monopolizez toată discuția. Alina, vrei să zici? Da. Aș vrea să adaug ceva vis-a-vis de exemplu legat de compasiune și cred că o componentă principală a stării de bine este conectarea.
Și la baza conectării stă un hormon numit oxitocină, probabil că ați auzit de el, care se eliberează în momentul în care apare această conectare și interacțiune umană. Și sunt studii care spun că o îmbrățișare, de exemplu, este o formă foarte la îndemână de a ne simți conectați, de a creierul să elibereze oxitocină, care contribuie la starea de bine și la conectare. Cred mult că suntem interconectați. Merg mai departe cu reglarea emoțională? Nu prea am răspuns sau aștept provocările următoare? Tot legat de reglare emoțională, ai menționat și coreglare emoțională. Așadar, eu am nevoie să mă ocup de emoțiile mele, dar în același timp, când mă conectez cu cineva, cu cel din fața mea, am nevoie să reglez și emoțiile mele și emoțiile lui. Am înțeles bine? Asta e coreglarea? Sau pe Livia să răspundă la întrebarea asta. Este subiectul meu preferat, coreglarea emoțională. Cred că din toată teoria polivagală, aceste două aspecte ale teoriei, conectarea și coreglarea emoțională, nu pot să spun că sunt cele mai importante, dar sunt cele mai dragi mie. Îmi place să folosesc o metaforă atunci când vorbesc de coreglare emoțională. Imaginați-vă că sunteți față în față cu un om. Și sistemul dumneavoastră nervos autonom scanează indiciile transmise, semnalele transmise de chipul, de vocea persoanei din față și reperează indicii de tipul mi-e frică sau sunt foarte trist sau vede lacrimi. Și apoi apare înăuntrul nostru un disconfort. Coreglarea emoțională presupune să-mi dau voie să primesc în inima mea tot ce vine dinspre celălalt, să îmi mobilizez resursele pentru a îmblânzi, a liniști ce a venit dinspre celălalt și a îi transmite prin propriul meu sistem nervos autonom, reglat, prin chipul meu, prin vocea mea, prin postura mea. Semnale că sunt acolo pentru el, că suntem împreună și că ne putem conecta. Sistemul nervos autonom al celui din fața mea va repera în relație cu mine aceste semnale, iar asta îl va ajuta să se liniștească, să-și liniștească starea afectivă. Indiferent care este emoția lui, că e tristețe, că e frică, jale, sau foarte multă bucurie, o bucurie copleșitoare, chiar și aceasta ne poate declanșa lacrimile, pentru că atunci când o senzație este foarte intensă, creierul nostru reacționează în același mod. Și lacrimile pot să apară la fel de bine la tristețe, cât și la fericire. Și fericirea e o emoție care are nevoie să fie reglată. Adică, să o liniștim, că parcă prea se duce naval, parcă prea nu ne mai descurcăm cu ea. Poate deveni copleșitoare. Da? Și atunci când suntem în relație cu celălalt, disponibil, prezenți, conectați, atunci lucrurile se așează. Ritmul nostru cardiac se reglează. Cam am răspuns suficient de clar. Da, o să mai intervin. L-am simțit pe celălalt în timp ce îl descriai. Da, vă rog. Ok. Ceva legat de reglarea emoțională și aici o să ies un pic din cadrul teoriei polivagale, ar avea legătură în primul rând cu identificarea, da, cu recunoașterea stărilor noastre interne. Deci ca să putem regla ceea ce
trăim, trebuie să identificăm, trebuie să știm ce simțim. Și apoi o să putem să găsim soluții. Dacă nu știi ce simți, nici nu știu să spun ce să faci. Da. Și aici ar fi și perspectiva asta emoțiilor, de înțelegere a rolului pe care îl au emoțiile în viața noastră. Noi avem gânduri iraționale, dar nu există nicio emoție irațională. Toate emoțiile, că sunt pozitive, că sunt negative, au un rol funcțional, un rol adaptativ în viața noastră, au un rol de semnalizare, dacă vreți, da? Dacă, atunci când sunt trist, tu mă vezi că sunt trist și știi că am nevoie de ceva și poți să-mi oferi suportul, atunci când sunt trist și eu intru în contact cu tristețea mea, tristețea mea s-ar putea să-mi comunice ceva și nu ucideți mesagerul, tristețea s-ar putea să ne spună, îți lipsește ceva, ai nevoie de ceva. Deci este rolul de semnalizare și de reglare socială pe care le au emoțiile. Și da, o parte din emoții ne vin din gânduri. Da? Mintea noastră ca un magician care face lucrurile să fie într-un fel sau un alt fel. Da? Este important ce mi se întâmplă, dar este și mai important ce gândesc despre ce mi se întâmplă. Și de aici se deschide o pârtie de... sau un portal de intervenții cognitive pentru a încerca reglarea asta emoțională dinspre minte, înspre corp. Dar nu e suficient, pentru că emoțiile noastre da, au versatilitate, universul emoțional este diferit de universul rațional, de universul minții noastre. Emoțiile nu sunt neapărat despre aici și acum. Eu pot trăi în orice moment ceva ce am trăit atunci și acolo. Eu am o vârstă biologică și am vârsta tuturor emoțiilor pe care le-am avut până acum și pot trăi în orice moment o emoție din copilărie. Emoțiile se pot reactualiza contextual, un stimul din mediul fizic poate să-mi activeze o emoție. O altă emoție poate declanșa un val de emoții. Tristețea mea de acum poate rechema toate tristețile pe care le-am trăit înainte și îmi poate aduce de toate pierderile și procesele neîncheiate. Deci este un univers foarte complex al emoțiilor și aici ar fi o soluție mai inteligentă, aceea de acceptare, de toleranță, de disponibilitate. Este frumoasă intenția mea de a mă simți, sau intenția noastră de a ne simți bine. Dar uneori, ca să te simți bine, trebuie să simți mai bine. Deci e nevoie să rămâi mai mult în contact cu ceea ce simți și să încerci să conții trăirile interioare. Atitudinea față de emoție este mai importantă poate câteodată și decât emoția însăși. Da, sunt trist, nu pleacă tristețea, vine frustrarea, vine vinovăția. Și vine și rușina, dacă vreți, și se construiește așa o structură, o arhitectură foarte complexă a emoțiilor. Eu sunt cu ochii pe ceas pentru că am hotărât ca această întâlnire să o organizăm în felul acesta, mai întâi să avem discuțiile noastre între noi și apoi să permitem și să vă permitem și vouă să veniți cu întrebări, cu situații de viață, cu ceea ce poate experimentați. Și eu am studii de caz pe care le-aș aduce în discuție aici, dar vă rog pe voi să spuneți cum rezonați, să observați cum rezonați cu informațiile pe care le-ați auzit astăzi, să vă gândiți la provocările pe care le aveți voi sau membrii familiei voastre sau partenerii voștri și să cereți mai multe detalii, mai multe informații, să solicitați, să-i solicitați. Sau să dialogăm. Sau să dialogăm. Să mai adaug ceva legat de reglarea emoțională. Cred că înainte de autoreglare există conceptul de coreglare. Învățăm cu celălalt ce înseamnă emoțiile, cum sunt, și abia după aia vom ști să ne autoreglăm. Și m-aș bucura să aflu
Care sunt curiozitățile dumneavoastră sau, nu știu, întrebări, preocupări, gânduri? Da, ziceți, domnul Țăndărescu. Microfon vă dau. Imediat, că mi se spune că vrem să vă audă și cei care ne urmăresc live. Da. Am o curiozitate vis-a-vis de nervul vag, care e responsabil de tot ce se întâmplă, probabil așa am înțeles. Există unul singur sau un mănunchi de nervi vag într-un corp omenesc? Acum, nervul vag este componenta principală a sistemului nervos parasimpatic și a sistemului nervos autonom. Da? Sunt mai multe structuri neurale foarte importante care cooperează cu alte structuri subcorticale, cu trunchiul cerebral, cu bulbul, cu sistemul limbic și toate împreună fac posibile procesările de care vorbeam. Însă, un rol important pe autostrada asta a informațiilor care circulă de la corp la creier, îl are nervul vag. Și Stephen Porges, prin studiile sale de biologie evoluționistă, a constatat că există o componentă, cum vă spuneam, primitivă, care a apărut prima în ordine filogenetică și este componenta dorsală, cea care inervează sistemul nervos vegetativ, și apoi există componenta ventrală, care a apărut la mamifere în urmă cu 200 de milioane de ani și este cea care face inhibarea cardiorespiratorie, cea care ne liniștește, cea care ne calmează, cea care ne dă suportul pentru starea noastră de bine, cea care dă substratul biologic al siguranței noastre și al emoțiilor pozitive, dacă vreți. Deci există un singur nerv vag, dar cu o structură complexă. Da. M-ar mai interesa, de exemplu, nervul ăsta vag, în funcție de fiecare subiect, are o anumită dezvoltare, știu, o anumită maturitate, probabil, și în funcție de capacitatea lui, să zicem, de adaptare, să zic, fiecare reacționează la un moment dat într-anume fel. La ce mă mai refer? Eu am un principiu, dacă nu pot să fac un bine, rău nu fac. Sunt atâția oameni pe lumea asta și nu trebuie să vă dau exemple că știți dumneavoastră, care sunt predispuși să fac rău, nu mai departe de ce se întâmplă în Ucraina. Deci, de ce noi oamenii nu suntem cumva setați să facem numai bine, să ne ajutăm unii pe alții, dar să nu facem rău. Dacă îmi permiteți să vă răspund, atunci când copiii sunt copiii, de fapt, atunci când omul este micuț de vârstă, nu are toate structurile neuronale dezvoltate, nu are cortexul prefrontal suficient dezvoltat, nu-i maturizat. El se oprește din dezvoltare undeva 25, unele studii chiar spun că până pe la 28 de ani. Asta înseamnă că atunci, la acea vârstă foarte mică, copilul nu are capacitatea să se regleze emoțional. Devine din ce în ce mai capabil să se regleze emoțional pe măsură ce crește, dar doar dacă primește suport din partea unui adult să aibă această experiență de coreglare emoțională despre care vă povesteam mai devreme. Atunci când îi lipsește această experiență de coreglare, omul avansează în vârstă cu această competență nedezvoltată, astfel că ajunge la vârsta adultă, cu un neocortex matur, dar fără competența de a se regla emoțional, în mod adecvat, în mod matur. Și atunci, el ce face? Neavând încotro, pentru că i-a lipsit suportul afectiv din partea unui adult, supraviețuiește cum poate. Adică folosește resursele lui ancestrale, primitive, de autoreglare. Reglarea emoțională înseamnă în sine am reglat ritmul cardiac. Adică dacă inima noastră bate în mod normal
într-un rit de 60-80 de bătăi pe minut, atunci când avem anumite stări, atunci când ne activăm, cum spuneam, când se activează nervul vag dorsal, ritmul cardiac scade foarte mult, dar atunci când se activează sistemul nostru nervos simpatic, adică suntem în starea de supraviețuire, de luptă sau fugă, da? Vrem să scăpăm de această situație, fie luptând cu ea, fie fugind de ea, după cum strămoșii noștri când vedeau leul, fugeau sau se luptau, cum le permitea situația, și când nu mai aveau încotro, înghețau. Așa și acum, omul care nu are suport afectiv apelează la aceste resurse ancestrale, primitive, și ajunge la vârsta adultă ca orice, nu orice, anumiți stimuli din mediu să îi perceapă foarte amenințători și cărora le răspunde cu mecanismele rudimentare de supraviețuire. De aceea, oamenii nu sunt buni sau răi. În esență, noi vrem să fim împreună, toți căutăm conectarea, doar că nu ne dăm seama de asta. Cam asta ar fi esența. Deci oamenii fac rău nu pentru că sunt răi. Noi nu suntem comportamentele noastre, noi avem comportamente, noi nu suntem emoțiile noastre, noi avem emoții. Emoțiile sunt în noi, nu noi în emoții. Stările, senzațiile sunt în corpul nostru, nu ne reprezintă pe de-a întregul. Sunt trecătoare, precum mașinile pe stradă aici, precum norii pe cer. Vin și pleacă. Deci oamenii fac rău pentru că sunt răniți, fac fapte rele pentru că sunt răniți și pentru că nu știu altfel cum să se regleze emoțional. Ei au nevoie de ajutor, dacă îl pot primi. Uneori nu știu nici măcar să primească, pentru că n-au reprezentare. Uneori a primi suport, a experimenta conectarea, poate fi perceput subiectiv ca o amenințare, pentru că așa a fost în trecut. Și asta doare. Mulțumesc mult! Cu drag! Dacă aș... Eu sunt curioasă despre metodele acelea de stimulare ale nervului vag. Recunosc că am căutat puțin pe internet despre polivagal, așa, și asta vreau să aflu. Care sunt acele metode folosite acum, fără instrumente, presupun că ceva presopunctură sau... Vă aștept să-mi spuneți dumneavoastră. Sau aromoterapie, habar n-am, nu știu. Sunt multe metode, cercetătorii, pentru că au înțeles beneficiul cunoașterii acestui nerv vag, sunt multe metode de a aduce sistemul nervos autonom, respectiv corpul, individul, într-o stare de siguranță în care se poate conecta. O aplicație sau un instrument, o tehnică de reglare este... În engleză se numește Safe and Sound Protocol, protocolul siguranței și sunetului. E vorba despre un protocol care are la bază o muzică într-o anumită frecvență pe care urechea să o perceapă ca fiind sigură. Există niște căști unde sunt chiar și o oarecare stimulare osoasă la nivelul oaselor urechii, urechea internă. Există yoga pentru stimularea facială a nervului vag. Există, sunt în cercetare, sunt chiar și stimulatoare interne care se, în Statele Unite sunt multe cercetări care reglează ritmul cardiac pentru oamenii care au această problemă medicală, fiziologică, cu ritmul cardiac și unde există acest stimulator. Povestiți despre stimulatoarele cardiace. Da, nu, sunt stimulatoare ale nervului vag. Ok. Cele cardiace fac altceva.
Și cred că cel mai la îndemână este, pe care îl avem cu toții, este respirația. Dacă învățăm să respirăm, este cea mai bună metodă de a ne... Bun, și dumneavoastră pe care le folosiți? Aș vrea să... toate, da, o să vă dau tehnici și soluții și mai simple. Dar ce am făcut în introducerea de astăzi a avut rol de stabilizare, de echilibrare, de activare a componentei vagal-ventrale. Da, senzația asta de împământare, da, atunci când suntem în contact cu solul, în limbajul corporal, pentru corpul nostru care nu înțelege limbajul minții, înseamnă sunt în siguranță, da, am suport, am stabilitate, da. Ori de câte ori suntem într-o situație dificilă, poate suntem la un interviu, poate suntem într-un context de evaluare, să zicem, și stăm pe scaun, atunci când spatele nostru este asigurat, este un alt mesaj pe care îl transmitem corpului, ești ok, ești în siguranță, este, dacă vreți, atingerea mamei pe care corpul a memorat-o undeva și care ne dă sentimentul de siguranță. Respirațiile, expirul prelung activează componenta parasimpatică, dacă vreți, tehnici de tapping, de tapaj, da, de masaj. Sunt foarte, foarte multe exerciții fizice pe care le putem face, dar vă dau soluții mai simple. Ori de câte ori sunteți într-o stare de bucurie, de plăcere, ori de câte ori sunteți în contact cu o resursă a dumneavoastră, sunteți într-o stare de relaxare, sunteți într-o stare de activare vagal-ventrală. Deci, aici avem soluții personalizate. Dincolo de meditație, mindfulness, mișcare fizică și alte soluții, să zicem, dar căutați-vă propriile resurse și în atelierul pe care îl vom desfășura în continuare vom lucra pe asta. Gândiți-vă cine, ce, unde și când se întâmplă să ajungeți în stările acelea de echilibru, de pace, de liniște interioară și trăiți, reexperimentați, construiți-vă hărți personale ale stării de bine, dacă vreți, da, și teoria polivagală spune așa, cu cât stăm mai mult în starea asta de relaxare, în starea ventrală, cu atât mai mult crește reziliența noastră internă. Se, dacă vreți, corpul memorează, internalizează niște repere și știe să caute, să găsească singur starea aceea de bine, starea de echilibru. Este un mesaj important pe care îl aduce teoria polivagală. Nu ne putem conecta dacă nu stăm în starea ventrală, în starea de echilibru. Și nu este o alegere, nu este o decizie, este o limită pe care biologicul ne-o impune. Și noi de multe ori ne pedepsim, ne reproșăm pentru ceea ce simțim, pentru ceea ce nu reușim să facem. Și apropo de ce întreba și domnul, da, de multe ori conflictele sunt o expresie a stării de insecuritate, de nesiguranță în care suntem. Sunt multe diferențe pe care noi le avem biologic, dacă vreți, suntem diferiți. Este ok să ne celebrăm, dacă vreți, unicitatea decât să ne polemizăm pe diferențe. Câteodată diferit este doar diferit și nu e nici mai bine, nici mai rău. Și în toate interacțiunile pe care le avem, este bine să transmitem mesajul ăsta de acceptare, să creăm un context de siguranță care, mai simplu spus, înseamnă acceptare. Acceptarea o pot transmite prin ascultare, printr-o bună ascultare. Și când eu te ascult și te validez, nu înseamnă că sunt de acord cu tine, dar sunt de acord că ai o părere. Câteodată e o altă părere. Da? Dacă nu sunt de acord cu punctul tău de vedere, da? Dacă sunt critic, dacă sunt evaluativ, da? Se creează sentimentul de respingere. Eu mă simt respins, mă simt amenințat și atunci când mă simt amenințat, corpul meu reacționează și trece în stare de activare fiziologică și mintea mea se închide și nu este o metaforă, este o realitate neuronală, dacă vreți, numărul de conexiuni la nivelul lobului frontal scade. Nu mai pot să te aud, nu mai pot să te văd, sunt preocupat de ripostă, de apărare, să îmi susțin legitimitatea punctului meu de vedere
Și nu ne mai putem conecta. Procesul de schimbare și procesul ăsta de armonie începe cu acceptarea. Și asta ar fi o soluție din perspectiva teoriei polivagale. Cluburile de debate antrenează și tonifiază vagul ventral, nervul vag, atâta vreme, pentru că ele se ghidează după niște reguli foarte clare. Da, let's agree to disagree, împărtășim, schimbăm idei, dar rămânem împreună prieteni, rămânem conectați. Și în siguranță. Apropo de siguranță, aș vrea să mai transmit această idee că nu e necesar să ne atașăm foarte tare de ideea de siguranță, cât să ne păstrăm încrederea că sistemul nostru nervos autonom are capacitatea să revină la starea de siguranță, chiar dacă uneori parcă am alunecat de acolo, parcă nu mai simt ce îmi doream să simt. E ok. Acceptarea, cum spunea Viorel, voi reveni. Dacă ne imaginăm cele trei stări, dorsală, simpatică și ventrală, ca o scară cu trei trepte, poate că noi ne dorim să stăm tot timpul prinși de treapta cea mai de sus, de unde se vede lumea, parcă avem predictibilitate, parcă avem mai mult control. Da, acum dacă am alunecat pe treapta 2 și bate inima mai tare, nu e un capăt de țară, ne putem descurca, putem reveni. Consumăm energia într-un mod constructiv, sănătos, spre binele nostru și al întregii, a celor din jurul nostru și ne reglăm. Cum spunea mai devreme Viorel, facem bine, folosim fiecare stare de activare cu sens, în folosul tuturor. Dacă am alunecat pe dreapta 1, acolo unde parcă mi s-au muiat picioarele, parcă îmi vine să mă scufund, parcă m-aș ascunde, da? E ok și asta. E în regulă. Voi știu că dacă am exersat un pic înainte, îmi voi găsi calea înapoi, prin treapta 2, până la treapta 3, pe care mi-o doresc atât de mult. E în regulă, revenim. O să mai fac o completare, dacă îmi permiteți. Da. O soluție foarte bună pentru reglare și pentru coreglare, da, este să căutăm compania persoanelor tonice, să căutăm conexiunile sociale sănătoase. Dacă vreți, cel mai puternic antidot pentru fricile noastre de zi cu zi, pentru anxietățile noastre existențiale, este conexiunea socială. Vedeți, trăim acum într-un context de criză, spun politicienii crize suprapuse, nici nu știu dacă am ieșit din pandemie și am intrat într-o altă criză de securitate, de siguranță regională sau globală, sunt alte crize sociale și economice și oamenii au îngrijorări, oamenii trăiesc anxietate și e legitim să simtă asta. Dar la nivel social se creează un câmp al îngrijorării, dacă vreți, un câmp al traumei la care suntem conectați fără să vrem. Nu poți trăi în preajma cuiva care suferă fără să fii atins. Și atunci conexiunile sociale sănătoase, a ne păstra pe mai departe cursivitatea vieții, sensul pentru lucrurile pe care le facem, a nu ne opri din drum, dar ar fi o soluție și pentru reglarea asta internă și pentru confortul nostru subiectiv, dacă vreți. De exemplu, suntem singuri în casă, ne bate inima foarte tare pentru că avem niște simptome de boală pe care nu știm să ne le gestionăm și nu avem o explicație despre ele. Cum ajungem singuri la acel nivel de echilibru ca să trecem de acea frică? Iar crizele acestea sunt constante, ajungem la limita aceea de chiar de siguranță. Nu știu dacă m-ați înțeles. V-am înțeles și eu. Și vreau să vă spun despre acel sentiment. Știu că ajungem la sentimentul de atacă sau fugi. Dar când ești singur în casă și te apucă acea frică, nu ai pe cine să ataci, nu ai unde să fugi și intri în acel freezing, care știm cu toții că înseamnă acea înmărmurire și cum ieșim de acolo. Mulțumesc. Da. Foarte
bune întrebările dumneavoastră, sunt un set de întrebări și nu există o singură soluție sau o soluție magică, există un pachet de soluții și câteodată este nevoie de suport psihoemoțional, de un suport specializat din perspectivă psihologică, să spunem. Aș vrea să vin cu câteva perspective care să ne ajute să înțelegem și să normalizăm lucrurile. Câteodată e ok să nu fie ok. Da, să înțelegem că partea asta de frică, da, cum îi spunem noi în general anxietății, e o diferență. Frica e cu obiect, anxietatea este difuză, este pe 300, o frică pe 360 de grade, se poate acroșa de diferite situații. Deci anxietatea are o componentă benignă. Noi suntem făcuți ca să simțim frica pentru a ne putea proteja. Deci a lupta împotriva fricii nu știu dacă este cea mai bună soluție. A găsi modalitatea de a conviețui cu fricile noastre, cu anxietățile noastre, ne poate duce spre o soluție psihologic corectă. Există o componentă benignă a anxietății și atunci când, când intensitatea crește și anxietatea se duce spre cote maxime, devine disfuncțională, în sensul că ne perturbă, ne deturnează de pe obiectivele pe care le avem și atunci devine o problemă clinică, dar și câteodată necesită suport de specialitate. Sigur că ne naștem, eu vă spun așa, ne naștem cu anxietate. Cred că prima emoție cu care corpurile noastre sunt impregnate este cea de anxietate. Expulzia, dacă vreți, și teleportarea asta într-un univers fizic necunoscut a bebelușului, cred că aduce foarte multă spaimă, foarte multă frică, foarte multă anxietate și este prima emoție pe care o simțim și mama este cea care ne coreglează, care ne ajută să ne adaptăm și să ne integrăm într-un univers fizic atât de diferit sau de atât de necunoscut. Și pe mai departe, viața noastră este un deal cu anxietatea, dacă vreți. Frica tuturor fricilor este frica de moarte, e adevărat. Dar vreau să mai știți că frica nu este un barometru pentru pericol. Câteodată mi-e frică și nu înseamnă că realmente este un pericol. Dar tot ce facem noi sau tot ce am făcut acum, și e doar o parte infimă din partea de psihoeducație pe care o putem face pentru înțelegerea anxietății, ne ajută să știm ceva despre corpurile noastre, despre felul în care funcționăm, despre faptul că anxietatea ne va acompania și ne va însoți pe mai departe și nu o să scăpăm definitiv niciodată de ea. O soluție, dar rezonabilă, este să o aducem într-o zonă de conținere, într-o zonă de toleranță, da? Și sigur, atunci când apar acele situații de care, la care dumneavoastră făceați trimitere, putem vorbi de niște probleme clinice, da? Când stările de anxietate devin paroxistice, când se activează fiziologic corpul nostru, da? Și crește intensitatea metabolismului, da? Intensitatea trăirilor interioare, da? Într-un fel la apogeu, ca să spun așa, dar în spate, dacă putem radiografia, probabil că sunt evaluări, sunt judecăți, sunt evaluări critice, catastrofice. Mintea noastră ne spune ceva. O să mor, o să nebunesc, o să leșin, o să fac atac de cord sau o să mă îmbolnăvesc de ceva grav, da? Și corpul răspunde ca la o amenințare reală. Și modificările fiziologice sunt cele pe care le-am prezentat și mai mult decât atât. Și apoi se întâmplă circularitatea asta a reacțiilor. Da? Dacă în primul moment aș putea să observ că da, se întâmplă ceva în corpul meu, inima bate mai repede, este ca și cum aș confirma, ca și cum aș valida. E ceva în regulă. Și când transmit semnalul ăsta critic, organismul trece pe un alt nivel și se activează și mai mult. Da? Și în pasul 2 se pot observa chiar intensitatea modificărilor fiziologice ca un fel de confirmare. Și reacția se duce în spirală până la apogeu, dacă vreți. Însă, ce trebuie să știm este că în reacțiile de panică, dar pericolul, adică intensitatea subiectivă a disconfortului este maximă, dar nu există pericol. Da? Este o situație paradoxală. Ne doare tare, dar nu există niciun pericol.
pericolul este absent, este zero barat și este o situație cumva ciudată, da? Câteodată intensitatea disconfortului este mai mare decât în suferințele oncologice sau ca și în alte condiții medicale în care chiar există risc sau pericol. Nu știu în ce măsură v-am... Eu sunt o persoană anxioasă, să spun așa. Și cel mai mare pericol este în relația cu copilul tău. Cum să fac eu să nu-l afectez pe copilul meu de stările mele? Asta e cea mai mare problema mea și sunt, m-am întrebat de multe ori și nu reușesc, chiar dacă după momentul anxios îmi dau seama că puteam. Dar în momentul anxios nu pot. O să vă răspundă Livia la întrebarea și, asta. Aș mulțumi eu... foarte mult și aș fi foarte recunoscătoare dacă m-ați lămuri cu acest lucru. Eu vreau să vă spun așa și aș vrea să vă rog să vă uitați la mine. Sunteți o mamă minunată. Sunteți o mamă foarte curajoasă. Da? Faptul că v-ați pus întrebarea asta, da, pentru mine este sugestiv. Cât de preocupată și cât de responsabil. Sunteți foarte curajoasă. Chiar pentru faptul că ați pus întrebarea asta și ați verbalizat-o în contextul de aici, vă mulțumesc și Livia o să vă dăm răspuns. Mulțumesc, Viorel. Lucrez foarte mult cu părinții. Moderez și un grup de părinți online, iar primul lucru pe care simt să vi-l transmit este că nu sunteți singura și nu sunteți singură în această situație. Cred că fiecare părinte, cel puțin o dată în viață, își pune întrebarea asta. Cum să-mi protejez copilul de stările pe care eu le-am, de disconfortul meu? Cum să mă descurc eu mai bine, astfel încât să-l ocrotesc? Și, cum a spus Viorel, asta în sine ajută copilul. Poate că e o idee bună să îi acordați încredere copilului dumneavoastră. Să acordați încredere mamei din dumneavoastră. Sigur că e un proces aici în care ne regăsim pe noi, sunt foarte multe direcții în care putem merge cu răspunsul. Sigur că aplicațiile teoriei polivagale vă pot ajuta să vă reglați astfel încât să sprijiniți mai eficient copilul, dar cred că nu e despre ce să fac mai mult, ci cum să fiu acum, așa cum sunt și cu onestitate. Poate fi eliberator pentru copil dacă sunteți sinceră. În momentul ăsta, eu asta simt și nu e... Da. Uneori, o să-l citesc pe Viorel, uneori mult înseamnă... Uneori mult înseamnă multe puținuri. De multe ori, părinții cu care lucrez au impresia, și e doar o impresie, că fac prea puțin pentru copiilor. Și vin și fac mai mult și mai mult și cer mai mult și mai mult și parcă nimic nu-i suficient din tot ce fac. Poate ar fi să vă opriți o clipă. Poate ar fi să stați pe loc, aici acum și să vă uitați cât de mult deja faceți. Poate ar fi să vă uitați ce faceți. E ok. E ok.
vă vine să fugiți și tuturor unor ne vine să fugim. E ok să vă opriți și doar să vă uitați astăzi câte lucruri ați făcut. În primul rând că sunteți aici. Unde sunteți? Unde sunteți acum? Acum, aici. Unde sunteți? Aici sunteți. Aici sunteți. Deja stați. Aici cu noi stați. Acum simt nevoia să vin lângă dumneavoastră. Nu aș vrea, în schimb, să vă copleșească atenția celorlalți participanți. Avem în psihoterapie un termen pentru mame, se numește mamă suficient de bună, care nu înseamnă mamă perfectă, e foarte departe perfecțiunea de ceea ce consider eu. Și faptul, cum zicea Livia, faptul că sunteți aici, faptul că v-ați conectat așa poate dintr-o stare de agitație și de neputință cu o vulnerabilitate, cred că vă dă mai aproape în relația cu fiul dumneavoastră sau cu copilul dumneavoastră. Cred că printre cele mai o caracteristică care ne dă aproape în relații este să fim suficient de în siguranță astfel încât să fim vulnerabili. Și vă mulțumesc că dumneavoastră ne-ați confirmat că mediul de astăzi și contextul de astăzi a fost sigur, suficient de sigur, astfel încât să veniți cu vulnerabilitatea. Nu vreau eu să fiu cea care oprește ceea ce se întâmplă. Însă timpul pe care l-am gândit că vrem să-l alocăm conferințe interactive se apropie de final și vreau să facem așa cum am intrat în această întâlnire, cum am pregătit intrarea, să pregătim și ieșirea. Revin cu mulțumirile mele către voi că sunteți, ați fost atât de disponibili și la întrebările mele și la întrebările care au venit din sală. Și o să vă rog să încheiem cu un gând pe care voi îl lăsați comunității buzoiene, un gând care poate că ne-ar ajuta să ne conectăm mai sincer. Pot să încep eu? Îmi rămăsese un răspuns și cred că e potrivit pentru încheiere. E o continuare a răspunsului pentru doamna cu teama de moarte, care a întrebat despre frica de moarte. Cred că, în esență, toți purtăm această frică de sfârșit și uneori frica de moarte e frica de viață. Frica pentru că n-am trăit așa cum mi-aș fi dorit să trăiesc. Nu m-am conectat în viața asta atât de mult pe cât aș fi avut cu adevărat nevoie. N-am stat atât de mult pe cât am simțit să stau cu mine, cu corpul meu, cu senzațiile din corpul meu, cu emoțiile mele, cu nevoile mele, cu oamenii dragi, în relație cu care, alături de care, să dau curs vieții cu toate nevoile ei. Mulțumesc, Lidia. Mulțumesc. Eu aș vrea să vă invit să fim cu disponibilitate pentru noi înșine și pentru celălalt, cu curiozitate pentru noi înșine și pentru celălalt. Și îmi place un citat, cred că e din Mahatma Gandhi, care zice că fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Cred mult că schimbarea pleacă de la noi înșine, înainte de a aștepta ceva de la celălalt. Mulțumesc, Alina.
Aș vrea să-i mulțumesc, Doamne, care ne-a împărtășit dificultățile pe care le întâmpină în relația cu copilul și mă gândeam așa că statutul, rolul ăsta de părinte e atât de important așa și responsabil, dar cumva ne obligă, dar niciodată nu garantează, da. Și cred că fricile și anxietățile sunt specifice pentru rolul ăsta. Sunt foarte multe soluții sau sunt soluții individuale, însă o soluție care funcționează este soluția terapeutică, dar care ne aduce într-o conexiune sigură și stabilă cu cineva, cu un specialist care este pregătit să ne oferă într-un fel structurat un program, o intervenție de pe suportul ăsta psihoemoțional, dacă vreți. Și da, e de știut că întotdeauna conexiunea este vindecătoare. Avem nevoie de... Avem nevoie de un martor al suferinței noastre, dar câteodată este prea mult și prea greu pentru noi și suntem copleșiți și cred asta. Așa, un gând pentru dumneavoastră, cu mulțumire și recunoștință că astăzi aici împreună am putut construi o experiență specială a întâlnirii noastre. Aș vrea să vă spun că suntem sau facem parte dintr-o linie de supraviețuitori. Să ne gândim un pic și să medităm asupra faptului că atâtea miliarde de oameni au trăit înaintea noastră sau că există o istorie a vieții pe pământ și că dacă privim înspre corpurile noastre, ele înglobează toată inteligența, toată înțelepciunea asta a naturii, că ele au soluția acolo, încorporată, și câteodată este doar nevoie să avem încredere și să ne ducem înspre sentimentul de siguranță și atunci lucrurile pot căpăta soluții, dacă vreți. Dar conectare și siguranță au fost cele două teme ale întâlnirii noastre. Și cineva spune așa, pământul va fi un loc sigur atunci când fiecare dintre noi ne vom simți în siguranță. Avem o responsabilitate, da, să ne reglăm, să ne autoreglăm și să-i coreglăm pe ceilalți și sentimentul de siguranță nu-l putem atinge și nu-l putem construi decât împreună. A fi împreună este soluția noastră pentru a merge mai departe. Vă mulțumesc! Nu mai spun nimic, a încheiat Viorel foarte bine. Să fim împreună. Ne vedem în februarie, la următorul eveniment. Zi bună, Sapă! O să luăm, nu știu dacă mai avem timp de pauză, cred că 5-10 minute de pauză și apoi... Cei care v-ați înscris la atelier și ați și confirmat pentru el, noi am avut multe înscrieri, dar locurile la atelier sunt limitate la 20 și atunci ați văzut că unii ați primit mesaje de confirmare pentru atelier. O să vă rog să rămâneți, mergem în sala alăturată. Zi bună să aveți!